Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem Muzica Dache, vă reîntâlnesc în emisiunea Rațional mai la Euro-Oltenia. Suntem în 27 ianuarie, început de an, și ca orice început de an, trebuie să ne gândim la afaceri, la viața noastră, pentru că economia duduie, cum spunea și la un moment dat, a fost prim-ministru, dacă mi-aduc bine aminte, drept care am decis astăzi să vorbim despre mediul de afaceri. Evident că la nivel național nu puteam să vorbesc singur despre antreprenori, drept care avem doi invitați de marcă, domnul Florin Preda, antreprenor. Bine ați venit, domnule Florin, după ceva timp. Și domnul George Ionică, antreprenor, bine ați venit la mine pentru prima dată la Euro-Oltenia, la Rațional. Mă bucur că sunteți alături de noi. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Evident, stimați telespectatori, este o emisiune în direct, drept care fiecare dintre dumneavoastră, dacă doriți să adresați întrebări pertinente, zic eu, despre tema pe care am ales-o pentru dumneavoastră în această după-amiază, mi-ar plăcea să intrați cu noi, pentru că e bine să interacționați, pentru că sunt oameni care sunt de succes, oameni de afaceri. Și o să încep cu domnul Florin Preda, pentru că ne știm. Domnule Preda, data trecută, acum 1000 de ani, vă zic oltenește, fusese la București. Acum ați fost în dragul nostru Iași, ca să spun așa, de ziua Unirii, 24.1959, și vă întreb așa, care a fost atmosfera acolo și cum a simțit Unirea Principatului și dacă a simțit așa din spiritul lui Cuza acolo. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este pentru prima oară când am participat și îmi doream de mult să particip la un astfel de eveniment. Cu ocazia Marii Unirii am simțit în mijlocul ieșinilor un vibe deosebit, acompaniat de muzică populară românească cu caracter patriotic. Bineînțeles că am avut ocazia să particip la eveniment alături și de reprezentanții Guvernului României, dar și de să fiu participat la manifestările opoziției. Opoziție. Și mă refer la domnul George Simion, care practic a indus, este prima oară când l-am văzut în acțiune, a indus tuturor din piață un sentiment de identitate națională cum nu l-am mai întâlnit de mult, fiind, vorbesc de Revoluția în 1989, când terminând liceul am avut la fel ocazia să particip ca toți ceilalți în Slavina. Mai mult decât atât, oamenii în vârstă, popor popular, tineret foarte, foarte mult, iar la fel m-a surprins plăcut. Identitatea națională, practic, fiecare și-o cerea prin exprimare, prin muzica care se auzea în piața respectivă. Mai mult decât atât, cu această ocazie, Alianța a fost înființată, practic s-a născut o nouă Alianță România, între Partidul Aur, pe care toată lumea îl cunoaște, Partidul Republican și Alianța Națională Țărănistă. Asta ce înseamnă că a apărut un, sau practic pot să spun, s-a întărit un pol politic unde mulți români pot vibra împreună cu idealurile acestor partide și până să particip la acest eveniment și până să am ocazia să-l văd în acțiune pe domnul Simion, nu am crezut că are această putere de a pune în mișcare bătăile inimilor tuturor. Adică simțeam cum toată lumea vibrează la dămânurile lui de a ne recâștiga drepturile în țara noastră, de a lupta pentru o viață mai bună pentru noi, pentru copiii noștri și de a ne dezvolta împreună cu celelalte țări europene care, bineînțeles, ne vor într-o Uniune Europeană, care în momentul actual, nu este numai părerea mea,
este împărțită pe, pe clase, clase sociale. 24 ianuarie, este o zi foarte importantă pentru noi românii și ar fi trebuit sărbătorită, nu știu, cred că în ultimul timp această sărbătoare națională are loc numai prin comemorarea celor care și-au jertfit viața pentru ca noi să, să trăim într-o țară unită și reunită de mulți alții, dar cred că ar trebui să ne manifestăm fiecare în orașul lui, în comuna lui, naționalismul care practic este în fiecare și astfel să ne punem, să ne manifestăm față de, de ceilalți sentimentul de unitate națională de români, așa cum suntem noi. Trebuie să spunem, pentru bună informare, noi am pus deja pe site-ul televiziunii noastre, domnul George Simion a fost la Slatina, am înțeles că a avut o discuție cu sindicaliștii ALDRO și aștepta pe domnul George Ionică. Acum, domnul Preda a deschis un, un subiect interesant și o să și discutăm despre mediul de afaceri, cum spunea cineva, economia aplicată, adică aplicat pe, pentru că fiecare partid vede într-un fel economia noastră și o să dăm pe zona asta. Dumneavoastră sunteți la Partidul Republican, nu? Sau dacă stau bine și mă gândesc, am da, și poate da. Zona asta politică. Da. Apropo de, de ce spune domnul Florin Preda, apropo de, de vibrația asta, de vibe-ul ăsta, de energia pe care o transmite domnul Simion și, mă rog, pentru toți românii. Până la urmă, ce înseamnă o unire a românilor și până la urmă, noi vorbim de unirea principatelor române, nu? Până la urmă, mica unire. Mica unire, da. Așa ce înseamnă unirea românilor? Acum suntem în data de 27 ianuarie, 24 a fost cu Alexandru Ioan Cuza, 26 ziua lui Ceaușescu, 27 ziua Holocaustului, acum nu e glumă, și așa, departe, da, și să vorbim despre ce se întâmplă în România de astăzi, o Românie, nu știu cum să spun, divizată, sau încercăm să... să ne unim într-un fel. O Românie, stimați pe care noi tot timpul ne-am, ne-am dorit-o să fie, să fie unitate și tot timpul spunem despre România noastră națională, România noastră pe care o iubim și o respectăm. Românii noștri care se, se adună, spunea domnul Preda despre vibrația care este la Iași și a fost și la Slatina, domnul Preda aici în, în jurul, să spun, statuii lui Alexandru Ioan Cuza, statuie care și-a pierdut orice statuie are un soclu, un piedestal așa, știți că a fost dat jos, să spun așa, la propriu, adică este bine, mai aproape de pământ, dar cred că nu trebuia să se întâmple treaba asta, mai e o părere personală acum. Și aș vrea să întreb de domnul George Ion, ce înseamnă Partidul Republican și ce înseamnă până la urmă această alianță și a treia întrebare, dar cum vede această alianță mediul de afaceri în România, pentru că avem nevoie de bani, iar banii înseamnă economie puternică, care duduie. Repet, nu știu ce primi, s-a spus Tăricianu, dacă nu mă înșel, că de economia duduie, nu știu ce duduie. Cred că mai mulți primi niște, au afirmat. Da, duduie. Vă rog. Aș vrea să încep puțin în completarea colegului și prietenului meu, Florin Preda, în sensul că implicarea noastră în viața politică ar trebui să fie la un nivel mult mai mare, în sensul că trebuie să ne implicăm la ultimele alegeri prezidențiale, știm că am avut o prezență de 30% din numărul celor care au dreptul de vot. Asta înseamnă că în acest moment președintele României este ales cu undeva la, nu știu, cred că 17-18% din cetățenii care au drept de vot. Ceea ce înseamnă o prezență foarte mică, înseamnă o reprezentativitate foarte slabă, înseamnă că președintele României reprezintă doar un procent mic din, din populație, pentru că restul ori au votat cu altcineva, ori nu s-au prezentat la vot. După părerea mea, nereprezentarea la vot înseamnă tot un vot, un vot clar împotriva președintelui, în sensul că nu au vrut să-l voteze pe domnul Klaus Iohannis. Și din acest punct de vedere spun că trebuie să ne implicăm cu toți. Trebuie să, să înțelegem că în democrație nu se poate altfel decât având politicieni, având o clasă politică. Știm foarte bine că Alexandru Ioan Cuza, realizatorul Micii Uniri, a fost de asemenea un politician, un politician unionist, care a avut această viziune, bineînțeles, a continuat ideea și altor conducători care au fost înaintea lui. Și de asta spun că
trebuie să înțelegem că prin politică se poate realiza un nivel de trai mai bun, se poate realiza un capital mai bun, o economie mai bună, un capital sănătos și nu prin absenteism, nu prin denigrarea politicii sau a politicienilor, pentru că știm foarte bine, majoritatea românilor au o părere foarte proastă despre politicieni. Ceea ce este un lucru rău, cred eu, pentru că varianta, alternativa care este? Dacă nu ne plac politicienii și nu vrem politică, ne rămâne ce? Dictatura? Și atunci, tocmai fiind astăzi Holocaustul, sau mă rog, fiind ziua comemorării Holocaustului, cred că trebuie să înțelegem că avem o responsabilitate, trebuie să ne implicăm în politică, cel puțin să mergem la vot. Eu recomand, după părerea mea, să ne implicăm cu toții, să participăm la anumite ședințe de partid, să ne alegem un partid care crede noi că se potrivește cu gândirea noastră și să încercăm din interiorul partidelor să alegem politicieni pe care să putem să-i votăm după aceea. Pentru că noi nu ne implicăm, după care spunem, domne, n-am pe cine să aleg. Păi, normal că n-ai pe cine să alegi dacă noi toți stăm acasă și doar criticăm. Nu să spun? Acasă, suntem în direct aici la Eurotine, acum și putem corect, să stăm acasă, corect. Dacă ne-am face bagajele, am sincer în mine, așa am plecat. Apropo, da. Apropo de economie, e o viziune asupra economiei naționale văzută de această alianță, sau vedeți într-un fel că dumneavoastră este antreprenor și oameni de afaceri și problemă știți cum e, time is money și totul e pe bază de bani și trebuie să duduie economia și eu, adică altfel, să acest partid vede altfel mediul de afaceri în România? Da, dar mai mulți oameni încearcă să rupă mediul economic de mediul politic. Corect. Sunt strâns legate, nu se pot rupe. Măsurile politice determină reacții economice, determină posibilitatea de a te dezvolta sau nu economic. De exemplu, măsurile politice care s-au luat acum în ultima perioadă, după părerea mea, vor atrage o scădere a economiei, o contractare a economiei, în loc să avem din nou creștere, să spunem. Ce vreau să spun? Vreau să spun că o măsură sau o viziune pe care o are un partid unionist, cum ar fi și Partidul Republican, este în primul rând acesta, de a fi uniți, de a fi noi românii uniți, de a ne sprijini noi românii unii pe alții, unii pe ceilalți, de a încerca că toți avem un interes comun, interesul național. De exemplu, putem să afirmăm că, nu știu, să spunem jaful la care am asistat în ultimii 30 și ceva de ani, este cauzat și de faptul că noi n-am știut să fim capitaliști până la urmă, trebuie să recunoaștem. N-aveam de unde să știm. Da, evident, evident. Suntem o economie tânără. Și mai bate un vânt dinspre răstărit, că vine să zic așa. Da, nu știu. Nu știu dacă e rău sau bine. Când vine vântul dinspre răstărit, știți cum e, noi ne uităm așa, când puseam de la răstărit, că de-aia ne închinăm spre răstărit. Nu știu dacă e bine sau rău. Un vânt așa, știți cum e, vine dinspre Siberia, vorbeam astăzi cu cineva și ziceam, Doamne, ce frig e Slatina, ce frig e în România. Păi se duce la Novosibirsk, acolo, la 1506 grade în Sibiria, și aruncați cu apă, că îngheață instant. Vine frigul ăla despre Siberia. Vă rog, economia, o mică paranteză. Vă rog. Economia s-a globalizat, este o economie mondială, nu mai putem acționa cum eram pe vremea comunismului, noi să avem noi bucățica noastră, deși și atunci nu eram. Era un tratat de la Varșovia și atunci erau niște reglemente. Sigur. Dar să spun că a fi naționalist nu înseamnă a închide granițele, din contră. A fi naționalist înseamnă să-ți aperi interesele poporului tău, cetățenilor tăi, în fața intereselor celorlalți. Dar asta nu înseamnă că poți să existi independent, că poți să existi singur. Este clar că trăim într-o economie globală. Cine nu înțelege, rămâne pe din afară. De asta spun că trebuie să evoluăm mai repede, pentru că sunt deja 30 ceva de ani. Într-adevăr, în clipele istorice nu înseamnă nimic. 30 ceva de ani este evident că cred că ne-am descurcat foarte bine, dar totodată este momentul să depășim partea asta de creștere, să devenim, să ne maturizăm din punct de vedere al economiei, al capitalismului și să ne apărăm interesele. Asta înseamnă o politică naționalistă, după părerea mea, singura cale. Adică, să spunem altfel, ce se întâmplă acum nu e suficient, din toate punctele de vedere. Poate să înceapă această schimbare prin noi, prin faptul că, în primul rând, trebuie să ne implicăm politic. Insist pe tema asta, mă roade, repet, 70% din populație nu a mers la vot acum 2 ani sau 3 ani. Ca să fiu sincer, da.
nu că am făcut mea culpa, dar trebuie spus, n-a fost niciun reprezentant AUR în studioul acesta. Am făcut invitația publică la un moment dat și știți când am făcut invitația? A fost o discuție atunci la alegeri când un, cred că deputat, dacă nu mă înșel, un băiat tânăr, nu știu despre cine e vorba, așa, urma să fie el deputat AUR de vot, corect? Da, 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 da. Și printr-o redistribuire, mă rog, da. Pe aici la PSD. Nu cred că eu... Mi-aduc aminte, da. Adică dimineața, cum a fost Joana, seara a fost președinte, da. Și dimineața a fost Mihaela, dragostea mea, parcă așa, ce a fost altcineva. Seara a fost respectivul domn AUR, cer scuze, nu mai știu numele, tânăr. Nici eu nu știu, dar mi-aduc aminte, AUR, da. Și a doua zi a fost cineva de la PSD. L-am compătimit. Așa că am invitat, da. Făcut invitația publică acum cu ajutorul dumneavoastră și domnului Predea să... Vine cineva de la ori, chiar mi-ar plăcea să văd manifestarea așa. Și nouă ne-ar plăcea și cred că orice emisiune și politică și economică este binevenită și aduce plus valoare. Domnule Preda, apropo de economia care duduie și nu duduie, cum vedeți acum la începutul anului sau cum o să fie anul 2023 din punct de vedere economic? Cum le vedeți dumneavoastră așa ca antreprenor? Pentru că am văzut că ați plecat pe toată lumea, ce vă veni, mai stați și dumneavoastră pe acasă, mă rog, glumesc acum, am văzut că ați fost prin toată lumea și postați niște lucruri interesante, ce frumos e pe acolo, pe unde ați fost, când pe așa de viață. Cum văd oamenii din... Spunea domnul Ionică, de domnul George, spunea de faptul că suntem într-o țară, dar noi nu suntem într-o insulă, noi suntem totuși într-o comunitate europeană. Domnul Preda spunea la un moment dat, o altă emisiune, că trebuie să aibă un CE, Comunitatea Europeană, nu chinez, dar la modul urât. Cum ne vede lumea în exterior? Sau ce ar trebui făcut noi ca români să... Nu fie nevoie să facem gestul pe care l-am făcut toată viața noastră, ne-am plecat așa și am pupat mâna în alte porți și așa mai departe. Vă rog. Păi exact ce a spus prietenul meu, acei 30% care au determinat... Să vorbiți în avaliere, adică acolo, da, așa, spre bine. Ca să ne așa cum spunea prietenul meu, cei 30% care au mers... la vot au determinat apariția unei clase politice orientată mai mult spre realizarea de capitalul proprii. Și apropo de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în continuare, statele pe unde am fost invitat pentru a încheia diferite contracte, sunt state suverane, naționaliste, au o economie puternică, vorbesc de Austria, de Germania, de Olanda. Care nu prea ne iubește, sau nu prea ne iubesc, ca să fiu corect. Austria nu prea ne iubește, Olanda nu prea ne iubește. Nu ar trebui să nu prea ne iubesc. Cerem noi sau așa pare. De sentimente așa pare, din că partea nu ne lor. Dar părerea mea este că, din punct de vedere economic, nu avem reprezentanți care să ne... Nu e un război, să zic așa, economic, ci mai mult să ne reprezintă în aceste relații de colaborare cu aceste state, ale Uniunii Europene și nu numai. Și bineînțeles că unii reprezentanți acestor state, mai amir fiind și identificând această slăbiciune, profită la maxim de acestea. Mai mult decât atât, în ultimul timp, pe toate posturile de televiziune, mă refer la cele cu profil economic care au gândit la lor de programe astfel. Să vorbiți în avaliere, mai spre mine, așa, ca să ne auzim, da. Care au astfel de subiecte. Ca să preluăm, observăm că se scot de la sertar, ca să zic așa, tot felul de dosare. Privind privatizarea diferitelor companii românești și unii acum află că practic au fost cedate aproape gratis către cei care le managerează în ziua de azi. Este normal ca aceste companii să contribuie la PIB-ul statelor din care fac parte. Sunt și companii private, dar sunt și companii de stat. Nu le acuz, din contră au găsit tot felul de faceri, din contră statul român le mai acordă din când în când și anumite facilități fiscale, ne mai ajutăm, că este greu, la toți este greu, dar nu la toți la fel. În schimb, capitalul românesc este pe cale de dispariție.
fiecare din, din domeniul lui comerț, industrie, agricultură, mă refer la întreprinzătorii privați cu diferite cifre de afaceri, simt pe, pe pielea lor, se țin cu toții pe pielea noastră, ca să zic așa, ce înseamnă această economie de piață dură. Mai mult decât atât, cred că este nevoie să, pe lângă identitatea națională, să ne găsim și această identitate economică în fața acestor state europene, să ne impunem interesele, pentru că nu avem o populație, ne dorim ca românii să vină acasă și nu oricum, pe piața forței de muncă am toți am văzut că cetățenii din alte state care vin la muncă în România au mai multe drepturi, veniturile sunt mult mai mari decât dacă un cetățean, dacă cetățenii români s-ar întoarce în țară. O mare parte dintre ei ar trebui ajutați să se întoarcă, pentru că acolo unde sunt viața nu este ușoară. Am avut discuții și cu românii care lucrau în diferite companii din țările respective și la o discuție mai sinceră, nimeni nu era mulțumit. Fiecare nu trește să vină acasă. De ce? Pentru că acest naționalism este un curent care din ce în ce mai mult își face apariția practic în orice domeniu în Europa. Este și normal. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză și nu numai Uniunea Europeană, avem războiul din Crimea, iar din punct de vedere al resurselor, din fericire, România încă le are, nu au fost exploatate așa cum vroiau alții și ar trebui să ne le recăpătăm, adică prin preluarea sau prin înființarea nouă companii naționale, exact cum au, de exemplu, în Ungaria, există și MOL, există și Magyar Oil. Putem avea companii naționale care să aducă venitul la bugetul statului și astfel statul nu ar mai fi obligat să inventeze taxe și impozite pentru susținerea funcționării din punct de vedere economic al acestuia. Sunt foarte multe soluții, sunt, nu pot să ne dăm noi cu părerea, sunt specialiști și în cadrul acestor alianțe, iar la fel, sunt persoane, economiști care pot contribui la realizarea de programe de redresare economică a țării noastre, astfel încât și nouă românilor să putem avea o viață mai bună, părinții noștri, la fel cei pensionari, să aibă pensiile indexate corespunzător peste rata inflației, să nu mai asistăm la știri de genul guvernul lucrează la, iar mai acum, mai nou, am observat că se pregătește așa o ofentă. Ofentă? Ofentă în sensul ofentă că, în sensul că ofentă economică, scădem contribuțiile. Da, interesant. Care sunt plătite de angajatori și le creștem pe cele plătite de patroni. Exact așa. Adică, oricum, patronii, cred că în continuare vom fi izolați, identificați și eu știu, judecați la un moment dat pentru faptul că, din cunoștințele mele, mai aducem bugetului României și vă spun că este o chestie de patriotism pe care și tuturor prietenilor și străinilor le explic că din patriotism trebuie să ne plătim taxele și impozitele către bugetul statului. De ce? Pentru că toți vrem. Vrem drumuri, vrem spitale, vrem educație. Un străin niciodată nu o să fie interesat. El își găsește permanență scheme de optimizare fiscală, este asistat de companii de renume care au birouri deschise în România, pe când încă o dată revin la acest patron care pe zi ce trece este din ce în ce mai decapitalizat, din ce în ce mai
afectat de schimbările acestea bruște în, luate de determinate de deciziile guvernului și parcă am mai spus și în emisiunile trecute, ideea este că noi patronii, cât și hai să zic bugetarii, că dacă ați observat, acum sunt două clase politice, două clase sociale diferite, practic suntem în aceeași barcă, numai că gaura este la noi. La ce? La patron? La patron. La patron, la antreprenori. Da. De ce gaura la dumneavoastră? Pentru că această gaură, pe zi ce trece, se mărește prin aceste măsuri anti-economice, ca să spun, exact cum a zis colegul meu. Vrem o creștere economică, vrem ca această rată a inflației să fie stopată, dar cu actualele măsuri economice se pare că nu. Nu cred că un român care simte românește, ca să zic așa, care are inimă și care încă mai are legătură cu pământul acesta, încă îmbibat de sângele strămoșilor noștri, poate să ne împartă în tot felul de categorii sociale și să favorizeze o categorie și pe cealaltă să, pe principiu că tot în boul care trage tot în ăla dai. M-ați întrebat de 2023. 2023. Cum vedeți anul, da, economic, din punct de vedere economic sau financiar? Ca fiecare an, este o provocare. Nu putem decât să fim optimiști. Nu avem încotro decât să luptăm cu aceste măsuri economice impuse de guvernul nostru. Suntem într-o țară, într-un stat pe care îl respectăm. Exact cum v-a spus, din patriotism, îmi plătesc și îndemn pe toți să facem, mai ales acum, în aceste momente foarte grele pentru România, să fim la zi cu taxele și impozitele. Și rugămintea mea este ca guvernul sau eu și eu, instituțiile, abilitatea ale statului român, să își schimbe puțin poziția față de noi. Nu suntem nici infractori, nu suntem nici dușmanii unei clase sociale din România. Nici evazioniști, nici... Să știți că evaziunea, dacă e să o căutăm, o găsim tot la cei mari. Evaziunea mică, gândiți-vă, ce este evaziunea? A încercat cineva să-i dea o definiție? Este o măsură... Nu prea declar ce este o măsură, este cu factorii... Nu neapărat. Alte, am văzut, e cineva care, dar nu o să-ți spun în direct acum, adică spun, e de-am spus despre ce e vorba, cineva care a făcut evazie fiscală și a luat vreo 7 ani de închisoare pe aici, până aproape de vot. Da. Era cu niște facturi șmecheri, șmechere și s-a oprit și de la economic și... Dacă s-a fost relaxat fiscal și am putea să plătim, nu mă refer la cei care din evaziune fiscală au făcut un sport. Național. Și nu mă refer numai la români, atenție. Dar dacă statul a relaxat niște măsuri fiscale adaptate tipului noastre, vă spun că toate aceste companii mici, mă refer la IMM-uri, pentru că cei mari se răspund că au alte fări de redresare, statul mai oferă ajutoare, majoritatea dintre ele au capital străin, în sfârșit, dar mă refer la IMM-uri. Evaziunea fiscală, practic, în momentul actual la IMM-uri se întâmplă datorită acestei situații, pentru că nu sunt bani pe piață. Acei bani fizici sunt foarte, foarte greu de găsit. Băncile nu au condiții foarte, nu foarte bune pentru a acredita activitățile multor companii și atunci foarte, eu știu, o parte din aceste IMM-uri încearcă nu neapărat să facă evaziune. Sunt foarte mulți, de exemplu, care au depus cereri către Ministerul Finanțelor de eșalonare datorii. Și o să vedeți că această evaziune fiscală este cea mai mică în zona asta din IMM-urilor, pentru că și din naționalism, ca să zic așa, dar și majoritatea având o experiență managerială... Firmă mică, evaziune mică, firmă mare, evaziune mare, ca să zic așa. Ceva de genul. Dar evaziunea se face ca o măsură, apare ca un rezultat al creșterii... Dar nu e o relaxare a politicii guvernamentale? Ar trebui o relaxare economică, fiscală? Adică să vină la ajutorul IMM-urilor? Relaxarea fiscală ar trebui făcută în funcție de domeniul de activitate. De exemplu,
în timpul pandemiei, Horeca a fost cel mai, domeniul Horeca a fost cel mai afectat. Și atunci, să știți că nu numai domeniul Horeca, și cei din comerț, și cei din industrie, din toate sectoarele, practic, au fost afectați pentru că a trebuit să stăm acasă, ne-am redus activitatea, fiecare a început să-și reducă cheltuielile cât a putut, astfel încât să poată să rămână peste linie și să supraviețuiască. M-ați întrebat pe unde am fost afară. Într-adevăr, sunt diferite structuri ale statului, prin Ministerul Finanțelor, agenții, care ajută aceste companii să rămână pe profit. Dar aceste companii, aceste firme, mici și mijlocii, încă o dată revin la o problemă care la noi în județul lumea o tratează cu indiferență, sunt munite, ca să zic așa, sub acoperișul unei camere de comerț. Era bomboana pe tort sau cireașa de pe sau bomboana pe colivă, ce am mai spus. Da, hai de ceam. Aș întreba pe domnul George Ionic, apropo de politica națională și ce spunea domnul Preda că a fost în străinătate și cum văd, vedeți o politică națională dată o direcție de la guvern pentru ca economia să relaxeze, economia, mă rog, să fie în ajutorul IMM-urilor în primul rând și dacă gândirea economică, mă rog, pe zona asta Alianței dumneavoastră Aur și Partidul Republican și Alianța Țărănișilor, cât am reținut bine, sau da, Partidul Țărănișilor, este pentru cei, sau este pro mediul de afaceri al celor care vin în străinătate, pentru că a fost un curent după ce austriecii au făcut ce au făcut cu noi, cu spațiul Schengen, toată lumea. Nu, vreau să răspund pentru un prieten. I-am promis că zic în direct. Nu mi-am anulat contul de la Raiffeisen Bank, ca să știți, și când alimentez prietenii care au mașini și mă duc cu ei, tot la OMV alimentez. Asta ca să-mi iau foarte multe înjurături. Nu are nicio legătură. Acolo sunt oameni, angajați români, mă rog. Ce de ideea asta de a... Politica națională înseamnă să dai afară pe cei care fac foarte mulți bani în România, ca să vorbim clar, pentru că sunt aceste lanțuri de supermarketuri. Nu prea lasă nimic pe aici, pe România. Cum vedeți? Cum s-ar putea schimba? Ca să mai lase și Kauflandul, că am avut o discuție cu cineva la un moment dat, să mai lase, să ne mai dea și plasele mai libere, așa mai... Că sunt o grămadă de bani pe care îi fac cei care sunt în lanț. Cum vedeți politica națională? La modul serios acum, am glumit acum, dar cum vedeți? E normal să rămână aceste firme în România? Ajută prin taxe și impozite, spunea domnul Preda că trebuie să ne plătesc, că și cei mari plătesc taxe și impozite, mă nu că doar nu plătesc pe pământul ăsta, mai plătesc și altceva. Kauflandul, că le făcui reclamă acum, mă duc să mă alimentez. Nici nu se pune problema, am spus foarte clar. Știi o discuție așa, domne, vine AUR sau vine cineva național, pleacă... Nu există așa ceva, nu. Facem parte dintr-o economie globală, dacă ieșim din acest lanț, este evident că ne prăbușim. E un fel de lanț trofic, până la urmă, nu? Trebuie să ne alimentăm hidrații, așa murim. În schimb, niciun guvern cred că nu și-ar permite să încerce să facă această selecție, ar fi imposibil și legislativ, pentru că știți foarte bine că noi... Și de ce mă întreb, apropo, și ca să-mi duc ideea până la capăt, că o să zic eu, cei care mă urmesc sunt, și vreau să fiu corect, sunt echidistan. Colegii dumneavoastră de la OR s-au dus pe la OEV pe acolo și au făcut un fel de meeting. E corect, nu? Ce zic? Deci informația a fost corectă, că am dat-o și noi, am văzut o televiziune națională. Este un curent foarte interesant. Nu, cum vedeți nu lucrurile este, astea? De asta v-am și adresat întrebarea. Nu este limitat la Partidul AUR. Da. Sunt nicio formă este limitat. Curentul a fost național, există foarte mulți români care au simțit așa. Și eu apreciez că s-a întâmplat așa, apreciez în sensul că... Ca să lămurim lucrurile. Cred că ne-a dat o poziție de negociere mult mai bună. Cred că cetățenii, membrii ai Uniunii Europene, printre care facem și noi parte, care au simțit această, cum să zic eu, faptul că au profitat, austriecii au profitat de acest moment, mă refer la reprezentanții austriecilor, pentru că... Au avut drept de veto. Mai o țară și noi avem drept de veto, Rusia se cheamă. Și noi avem drept de veto în fiecare, la fiecare Consiliu al Europei care are loc. Dar asta nu înseamnă că trebuie folosit în funcție de interesele minimaliste. De asta, din câte știu, noi nu l-am folosit niciodată, deși, sincer, probabil că dacă foloseam într-un caz sau într-altul, aveam o putere de negociere mai mare, dar, repet, românii care au făcut acest demers au dat putere de negociere ministrului nostru de externe, președintelui țării. Deci eu sunt de acord că s-a întâmplat așa. Oricum, hai să fim sinceri, nu s-a închis niciun...
Corect. Nici o FMV și nici o Raiffeisenbank și nici un BCR și nimic. Nu și-au anulat conturile și așa mai departe. Probabil că din profitul lor de miliarde de euro au pierdut 1,2 milioane de euro. Deci nu se simte, nu există. Corect. În schimb, aș vrea foarte clar să reafirmăm, că au afirmat-o foarte mulți, în momente de contractare a economiei, în momente de criză economică cauzată de război și de criza pandemică, de criza sanitară, măsurile pe care trebuie să le iau un guvern, măsurile care trebuie implementate într-o economie, sunt de relaxare fiscală. S-a dovedit de atâtea ori. Avem inclusiv recunoașterea Băncii Mondiale că atunci când a venit în 2009 și a cerut scăderea cheltuielilor și scăderea investițiilor în România, avem afirmația lor oficială, recunoașterea lor oficială că au greșit. Deja sunt 14 ani atunci. Banca Mondială, 2009, câțiva ani mai târziu, a recunoscut că a greșit cerând tăierea cheltuielilor și scăderea investițiilor. A mai spus ceva interesant, multă lume nu a urmărit. Am mai spus că ei nu au cerut niciodată tăierea salariilor și a pensiilor și nici creșterea TVA-ului. Mulțumim, fost ei au cerut. Exact, trebuie să-i mulțumim special dumnealui. Din inimă partidului, că era mulțumitului conducător. De asta spun că este foarte important să ne implicăm politic. Că vedem cât de mult afectează politica economia. Din acest motiv avem încă o dată dovada că neimplicarea noastră în politică este de fapt o neimplicare în viața civică, în viața noastră socială. Dacă ne implicăm în politică, vom avea de unde alege, vom avea motiv să venim la alegeri, să participăm un număr cât mai mare. Și încă o mică paranteză în sprijinul acestei idei pe care eu o susțin cu mare putere, este faptul că toate țările dezvoltate de astăzi, țările nordice, de exemplu, inclusiv Germania, în perioada acum 100 de ani, oricine poate să caute, informația este publică, nu trebuie să fim noi doctori în informația asta, se poate căuta pe internet, acum 100 de ani, 80 de ani, 90 de ani, depinde de la țară la țară, prezența la vot era foarte scăzută. Ajungând la pragul de jos în care au zis nu se mai poate, trebuie să facem ceva, putem să observăm istoric cum cetățenii au început să iasă la vot și putem să observăm că în acest moment prezența la vot în ultimii 30-40 de ani este de peste 60, peste 70% în toate țările acestea și putem să observăm că nivelul lor de trai este cel mai mare din lume. Trebuie să spun două lucruri și o spun în direct și informații. Iar o idee discutată cu cineva, dar a fost discuția de poate. Să știți că Adolf Hitler a ajuns la putere prin vot democratic, apropo, ca să lămurim lucrurile, că a fost o discuție la un moment dat dacă a ajuns prin vot democratic sau nu. Da, și a fost susținut și schimbarea politică a venit pe un trend, apropo, și l-aș întreba pe domnul Preda aici, noi ne simțim ca în perioada interbelică între cele două război mondiale acum, România, cam sentimentul că era o chestie, un tu te vino. Și, dragii politicieni, ți se face pielea de găină așa, să aducă părul în cap, n-am vrut să zic. Lăsând la o parte că s-a dat soclu Alexandru Iancuța, cineva dintr-un partid l-a trimis, l-a cules de dude, ca să spun eu direct așa, în emisiune, prin Germania, prin Heidelberg și a murit într-o sărăcie luce, într-un pârlit de hotel în Heidelberg, Alexandru Iancuța. Ei acum am văzut că i-au făcut o statuie românii din Heidelberg. Cam așa s-a întâmplat. Și acum vin și pun coroane. Trebuie să zic treaba asta, apropo de români. Apropo de ideea asta de evaziune și mai departe. Și așteptam domnul Preda acum ca antreprenor. Cum vi se pare ideea asta? Aceasta de să plătim impozitele și taxele, că mi se pare corect. Dar ideea asta de a sta tot timpul la ghișeu a plecat. Nu știu, noi acum stăm în emisie așa, de tot timpul, dar am văzut, era o discuție de ani de zile. Când te duci și dai, până la urmă, nu știu, ați văzut vreodată sentimentul ăsta de... Apropo, a spus în toată lumea asta. Așa ieși și pe acolo, te apreci și așa faci un unghi de 90 de grade, să spun așa. Sunt mulți telespectatorii dumneavoastră care pot afirma că nu este așa. Vă rog. Și cred că ideea asta cu aplecatul capului vine din istoria poporului nostru și nu numai din istorie. Trebuie să te duci așa. Să vorbiți în la valieră, să mai spre mine. Așa, ca să ne auzim. Trebuie să te duci spășit. Dar de ce? Cu căciula de bani. Da. Plină de bani. Sunt multe, multe aspecte dintre acestea care majoritatea de noi nu le dăm importanță și care ar trebui eliminate din viața de zi cu zi a societății noastre. Exact cum a spus acum câteva minute, apar tot felul de clase sociale,
În Bachiar se, o să vedeți, așa cred eu, mai spre alegeri în 2024, anul viitor, această diferență va fi apotizată, vor apărea tot felul de practic va părea, cred că, o luptă pentru supraviețuire. Dar exact cum a zis, noi toți românii suntem în aceeași barcă. Noi toți trebuie să ne ajutăm, să ne înțelegem. Această alianță care a fost semnată la ea și nu a fost semnată din întâmplare, acei 70% dintre noi care nu votăm, pentru că, exact cum a spus, nu aveam pe cine vota, noi trebuie să ne identificăm și să ne promovăm valorile. Nu trebuie să așteptăm din partea unui partid sau, eu știu, din partea unui ONG, din țară sau din străinătate, să ne prezinte, noi stăm foarte bine acasă, a venit 2024, sunt alegeri. Păi ai de votat pe Costică, Mitică și Ionică. Aceeași de 30 de ani. Exact. Nu trebuie să facem treaba asta. Trebuie să ne identificăm cât un curent politic, să ne manifestăm nu numai dreptul de a vota, dar să ne informăm, să știm foarte bine ceea ce ne dorim și, bineînțeles, să facem ceva în acest sens, pentru că este foarte ușor să stăm la o canapea, să uităm pe televizor, la televizor, să vedem pe ecran. Dar nu, să stea să uite la noi, la Euro. Asta e bine, da. Să uite la televizor, ne dăm informații corecte. Exact. Vă rog. Și faptul că lumea este din ce în ce mai nemulțumită, cred că va fi și mai determinată decât până acum să-și exprime dreptul la vot. Indiferent pe cine va vota, dar cred că și actuala clasa politică este de acord că ne va fi foarte, foarte greu să mai păcălească acest popor, care prezice că ce este din ce în ce mai comentat. Mă întrebați de economie, da, muncim mai mult pe bani, mai puțin, ca să zic așa, statul vede din ce colectează de la întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să facă ceva în sensul ăsta, adică o să relaxeze fiscal, astfel încât să putem să supraviețuim acestei crize. Ori dacă nu, cred că încet, încet toată această clasă de mijloc va fi rasă. Vor rămâne doar două clase, cei bogați și cei săraci. Bineînțeles că unii dintre noi care... Aici, la masa bogaților, suntem aici. Care, să, nu? Ca să știm, ca să ne poziționăm bine noi. Glumesc. Cei bogați sunt... Mă refer tot la cei din... Pentru că imediatul de majoritatea sunt deținute de familii, persoane fizice. Nu mă refer de la marile companii care sunt ori subsidiare, ori sunt deținute de guverne ale statelor care au interes, care au mai multe informații decât noi, ca să zic așa, ce se află în subsolul României, care sunt mai bine pregătiți din punct de vedere economic, fac previziuni economice și știu exact unde lanțurile de hipermarketuri vor fi în următorii 5 ani. De ce nu sunt încurajați producătorii autohtoni de legume, fructe? De ce nu sunt programe de finanțare, nu numai de la Uniunea Europeană, pot fi și din România, acordându-le facilități fiscale acestor producători? Să știți că avem doar 5 minute, vă puteți imagina? A trecut timpul curge. Aș întreba bomboana pe ceașa de pătrori de la sfârșit cu camera, comenzi. Pe domnul George aș întreba. Domnul George, vine ceva în statină acum. Dacă i-a spune trei lucruri importante, economii vorbind, despre ce ați vorbi? Îți vine un investitor. Eu sunt Remus Iordache, Giordaș în America și vreau să investesc în Slatina. Cam pe ce mi-a spune? Deci vin în Slatina, bine, vin în Slatina ziua, dacă vin noaptea în centrul istoric e dezastru, îmi rup gâtul pe acolo apropiu, dar asta e altă treabă. Vin ziua și ce mi-a spune așa ca vreau să sunteți antreprenori? În ce să investesc în Slatina? Salutăm prezența celor de la KFC, apropo, că m-a zis cineva că o să zic. Aștept hamburgerea picante de la Adicăre. Ce le-a spune? Deci trei business-uri mari pe care... Pe deci, care un investitor le-ar putea... Eu sunt Remus Iordache, Remus George. Mă bucur, suntem onorați. Da? Și vreau să investesc în Slatina. Trei lucruri. Unde? Să nu mai spuneți, să nu spuneți de cauciucuri, că am impunez. Știu, deci, da. Altceva. Vă rog.
ca business, dar eu nu pot să văd, să nu văd, da, eu nu pot să nu văd și partea socială, adică discutăm de partea economică, dar recunosc că și pentru mine partea socială e foarte importantă. De exemplu, ce aș face eu la orice oră și ca stat și ca privat, un spital municipal. Ar fi, fără nicio îndoială, ar fi necesar și ar fi de mare interes public, automat ar fi randament și economic, evident. Apropo de spital, fac o paranteză, iar vă spun în direct și tot m-am întrebat. Să știți că s-a dorit să se facă aeroport la Slatina. Am crezut că e un banc Olteni, cu prazul, dar nu e banc. Chiar s-a dorit un aeroport. Poate facem aeroport, cu mine americanul direct. Tot ca oportunitatea de afaceri. Un spital privat? Să investesc un spital privat? Sigur că da. Cum să nu? Minunat. Spitalul privat. Industria farmaceutică este cea mai puternică deci în toată lumea, privat, inclusiv prima, în România. Am investit deja, am băgat bani, am făcut spitalul. L-am făcut la ieșire din Slatina, nu știu pe unde, spre Valea Mare, că tot e aluminiu pe acolo. Pare tot în zona aceasta de asistență medicală, dar asta este realitatea. Oportunitatea de afaceri este, te gândești și la ce nu avem și este necesar. De exemplu, din nou aș face un azil de bătrâni, ca business privat sau de stat, nu mă interesează, dar dacă vorbim de partea privată și profit, categoric nu s-ar pune problema. Se dau foarte mulți bani pe această zonă, în sensul că oamenii de obicei când caută un azil au și probleme de sănătate și din partea statului, pe lângă pensii, au și ajutoare sociale care ar putea să asigure un venit mediu și un ridicat. Trai decent pe ultimii ani. Și ar fi respect, foarte... Dar, în Germania, da, respect pentru dumnealor, pentru bătrânii noștri, respect pentru familii, da? Familiile ar avea o viață frumoasă, o viață împlinită, în sensul că n-ar mai ști că au bătrânii bajocoriți într-un loc sau într-altul, sau neajutorați. Și să o spunem și pe a treia. Aeroport era să zic. Păi nu, ăla deja l-am făcut, vin cu elicopterul. La București. Da, serios, nu e o glumă. Deci, un spital privat, am dat deja idei de afaceri. Ideile în America să plătesc. Idei de spital privat, azil de bătrân și a treia investiție, cu profit. Adică e vorba Da. Nu investesc așa să... Da, să spun. Ca să avem profit, trebuie să avem clienți. Deci trebuie să căutăm ceva ce este dorit de cetățenii, de locuitorii municipiului Slatina. Asta e rațiunea prin care analizez. Corect. Bun. Dar avem CSM Slatina sau mai e? Sau nu? Am zis că a intrat în Liga a doua și a plecat domnul Burcă, apropo, domnul antrenor Burcă de la Dinamo. Mi-a zis cineva, nu trebuie să fie cu fotbalul. Nu, a serios, asta cu fotbalul. Aș mai da o idee. Devin becarii, nu? Avem foarte multe pepiniere în Slatina, școli... Școala lui Răzvan Raz, dacă nu mă așa, domnule Rață, da? Unde ar putea să-i punem o valoare. Da, da. Pentru un club de fotbal... Adică dacă sunt american și am bani să investesc într-un club cu formație de fotbal în Slatina, nu aici? De ce nu? Să reinventăm FC Oltul, FC Olt Sporicești. Nu, nu glumesc acum. Da, talentați. Sunt foarte mulți. Să știți că mai avem 3 minute și vreau să ne spuneți, dar să vorbiți către la valieră și tare, ce să mai întâmplă la CCIA, adică vrea de comer. Am venit deja, da. Am aruncat. Ar trebui să urceți la camera de comer. Corect. Acolo, practic, această cameră de comerț ar trebui să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie. Le găsesc? Nu știu, încercați. Într-una din zile când aveți timp. Mai mult decât atât, ca să nu riscați chiar toți banii, vă pot oferi dumnealor tot felul de soluții, sunt parteneriate public-private, unde împreună cu primăria, împreună cu instituții ale statului, ca să zic așa, puteți, sau primării din ale localităților din jurul Slatinei, puteți contribui cu banii noastre pentru desfășurarea activității economice care să fie îndreptate către ridicarea nivelului de viață, de trai al populației. Acum, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, noi tot vorbim, mai așteptam să primiți drept... Nu, n-am primit nimic, nu știu, chiar nu știu, am făcut invitația public, da, în direct? Da, și nu noi știu. Avem o mare emoție, acum nu mai putem să... Să dormiți. V-ați reînscris, domnul Preda? Da, ne-am reînscris. Ați plătit cotizația de 200 de lei? Nu, am plătit taxa aceea de examinare, de a cererii noastre. Și v-au examinat? Suntem în curs de examinare. De suntem în curs de examinare și se pare că din punctul ăsta de vedere, în comparație cu alte camere de comerț din țară, criteriile cred că la Olt, de aceea nu sunt nici foarte mulți membri. Cam înțeles că sunt 10-15 în această cameră de comerț. Poate se uită și cineva de la București, de la Camera Națională.
Eu aș zice să modificăm acea lege de pe vremea lui Cuza și să categorisim aceste camere de comerț în funcție de membri, pentru că să știți că în țară sunt camere care se luptă pentru atragerea de noi membri. Noi suntem, cred că din decembrie, să așteptăm un răspuns așa... Au trecut 30 de zile. Mai mult conform, da, de conformitate, ca să zic așa. Oricum, noi, antreprenorii din Olt, pentru că domnul președinte este foarte ocupat, având un aparat propriu foarte mic, ca să zic așa, și cu, nu vreau să fiu ironic cum am fost acuzat. Am avut o discuție cu dumneavoastră la un moment interesantă și mi-a zis că sunt ironic la adresa lui. Emisiunea rămâne pe site-ul nostru. Emisiunea... Și poate și datorită, că și mie mi se întâmplă să citesc mai greu, mai încet, așa, să analizez mult mai bine, revin la cele. Aseară am participat la un eveniment organizat de Camera de Comerț Britanico-Român. Mai avem un minut, unde, da, unde vreau să spun că activitatea lor de atragere de noi membri este destul de agresivă și încercăm să fac așa o paralelă între ce e acolo și ce e la noi, dar nu identific paralela. Și de asta am zis, această reclasificare a camerelor cred că ar trebui să plece de la garsonier. Cum este pe piața imobiliară? Punești garsonieră, eu știu, confort, 1, 2, 3, ca să ajungi la o cameră, două camere, trei, nu iau în derizoriu activitatea celorlalte camere. Păi dacă e cameră, vedeți o cameră, adică e o garsonieră, nu e apartament. Dar vă spun că este o bătaie de joc și ultimele cuvinte. Vă rog. Dacă actualii membri sunt mândri și se identifică cu actuala conducere a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, nu pot decât să-i felicit. Pentru să vorbiți la valiere ca să ne auzim. Da, pentru lipsa lor de atitudine și lipsa lor de implicare în activitatea acestei camere și mă refer la societăți comerciale, iar vorbind de multinaționale. Practic, această cameră de comerț și acum industrie și agricultură există, dar lipsește cu desăvârșire. Mulțumesc, domnul Preda. Spital privat, azil de bătrâni, camera de comerț, aeroport, ce frumos echipă de fotbal. Deci devin un Gigi Becali, economic vorbit de rău. Da. Închem un singur cuvânt, domnul George. De fapt, două lucruri. Unu, aș vrea să facem o emisiune politică, pe temă politică. Mi-aș face plăcere. Să vorbim politică. Și dacă ar fi să spuneți un singur cuvânt care caracterizează economia românească în momentul acesta, gândind și pe zona asta politică și economic, care ar fi cuvântul reprezentativ al României, ca să zic României socialiste, României noastre multilateral dezvoltate și așa mai departe? Haos, degringoladă. Haos organizat. Haos organizat, dar noi suntem la Euro-Oltenia, Rațional Remus Iordache, nu este haos și vă așteptăm la o emisiune, toate cele bune, la revedere. La revedere. Și mulțumim invitați. Și noi mulțumim.